Dumnezeul cel atotputernic care este prezent în această seară, în locul acesta, vă invit să vă ridicați. Așa cum spuneam, o să facem o rugăciune specială pentru toți tinerii din România. O să te rog în această seară să-ți selectezi în minte cei mai răi oameni din orașul Cluj-Napoca. Cei mai vagabonzi, drogați, proxeneți, prostituate, oameni care nu mai au nicio speranță din perspectiva societății. Oameni care sunt internați în spital și care sunt pe ultima fază, care au boli incurabile. Nu o să te rog să mustri duhurile, pentru că n-ai autoritate, cel mai probabil, dar o să te rog să-i spui lui Iisus: Iisuse, ai milă de ei cum ai avut milă de mine. Coboară în dreptul lor, acolo unde se află ei. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Aici este prezent Duhul lui Dumnezeu. Te-ai obișnuit probabil să treacă vremea aceasta pe lângă tine așa rapid, în viteză, să ai sărbători, să ai predici, să ai cântări, să ai mesaje, să ai o ambianță extraordinară și nu-ți mai pasă de oamenii care merg în iad exact pe strada ta. Sunt o grămadă de oameni care au fost colegii tăi, au fost colegele tale și în această seară n-au nicio speranță. Am citit un raport înfiorător, sute de mii de oameni își pun capăt vieții, sute de mii de oameni au gânduri suicidale, băieți și fete, rata suicidului scade în fiecare zi aproape, dacă nu în fiecare an. Există o speranță, speranța noastră este Iisus Hristos. Speranța noastră este Iisus Hristos. Cine te-a ridicat pe tine din șanțul păcatului tău, din falimentul tău, din durerea ta, din insuccesul tău, din gândurile tale depresive, cine te-a smuls din starea ta gravă, este același, este viu, este măreț, este înălțat, este prezent în această seară în locul acesta. Aici sunt zeci de băieți și fete, bărbați și femei, care n-au avut contact cu Evanghelia până în seara aceasta. O să ne rugăm ca în timpul mesajului pe care îl va transmite Domnul prin pastorul Cristi Bearui să fie puterea lui Dumnezeu, să fie putere de eliberare, să fie putere de transformare în timpul cântărilor, să simți puterea Domnului. Știi cine l-a făcut pe Fiul Risipitor să-și vină în fire? A fost prezența lui Dumnezeu, a fost puterea lui Dumnezeu, a fost brațul Domnului, a fost mesajul pe care l-a auzit de acasă, de la tata. Tu ai un tată plin de bunătate, tu ai un tată în care are belșug de pâine, în ograda căruia există binecuvântare. Ai succesul acesta și posibilitatea să te întorci acasă. O să ne rugăm pentru toți băieții și toate fetele care n-au nicio speranță, care chiar în sărbătorile acestea vor dormi în canale. Ne rugăm ca numele Domnului să fie așezat peste ei. Asociația Miros de Cer face o mare lucrare. Ne rugăm și pentru această asociație, puterea Domnului să lucreze în continuare. Ne rugăm pentru oamenii care nu mai au speranță. Ne rugăm pentru Parlamentul României. Ne rugăm pentru forurile decizionale. Ne rugăm pentru țara aceasta. Vreți ca peste România să rămână pacea? Ziceți amin. Aleluia lui Dumnezeu, să rămână prezența Domnului peste țara aceasta. De rugăciunea ta depinde viitorul tău și a copiilor tăi, depinde viitorul acestei țări. Viitorul nu este în mâna unui președinte, a unui parlament, a unui guvern. Viitorul unei țări este în mâna Marului Rege. Regele acesta poartă numele Iisus Hristos. Îl salutăm în această seară, îl instaurăm pe tron în această seară, îl glorificăm în această seară. Nu rămânea rece și insensibil, nu rămânea tăcut și fără să-i spui lui Dumnezeu doleanță tale, problemele tale. Dacă ai pe cineva în casa ta pentru care vrei să ne rugăm special, are nevoie de o intervenție supranaturală din perspectiva lui Dumnezeu, eliberare, descătușare, vindecare, fă cu o mână ridicată un semn, spune: Doamne, și eu am acasă pe cineva. Aici sunt prezente persoane care au nevoie de eliberare, au nevoie de transformare, vin la biserică, dar nu sunt încă născute din nou aceste suflete. Cred că Domnul e prezent aici să elibereze. Credeți și voi. Slăvit să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului. O să intrăm în rugăciunea asta. Vă rog să nu vă grăbiți. Insistăm înaintea Domnului. Domnul să atingă tineri, băieți.